Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și în vechi și în vecii vecilor.
Amin. Mărireți ție Dumnezeul nostru, mărireți ție Împărate Ceresc mie, Domnul Dumnezeului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești. Mistirul bunătăților și dădătorul de viață, nu și te sănășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată dimensiunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Cu mulți ani stăpâne, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne bunurile noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Domnului și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune ți-aducem ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că cu Tine am odăzduit și nu te mâni iau pe noi foarte, nici cu mâinii fără de legile noastre, ci caută și acum cu o milostie și ne izlăvești pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, preasfințite Stăpâne, binecuvântat. Cel ce-a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicei Sale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru, Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie se vârși, și pentru ale tuturor Sfinților Săi să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni. Amin. Intra voi în casa Ta, închinamă voi în biserica Ta cea sfântă, pentru frica Ta, Doamne, povățuiește pentru dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei, pentru viață, înaintea Ta, capra mea. Oh.
mi se aduce înainte spre a fi mirosit pentru Thank you.
Cosmin Vasile, care mi se aduce înainte spre a fi hirotesit în cuipo împărțit fiecăruia din cei aleși darurile. Cel ce-ai dăruit bisericii tale, cete de multe feluri și treptete din urtisire ai așezat de ea, spre a sluji sfintelor și prea curatelor tale taine. Cel ce cu a ta negrăită mai înainte știință ai rânduit și pe robul tău acesta, citeți-l pe Sfânt Vasile. A fi vrednic să slujească sfintei tale biserici, însuți stăpâne, păzește-l pe lângă toate, neosândit. Și dă lui să iubească bună cuvința ca să-i tale, să stă înaintea ușilor Sfântului tău locaș și să aprindă lumină în portul slavei tale. Sădește-l în biserica ta cea sfântă ca pe un măslin roditor, aducând rod de dreptate și arată pe el desăvârșit rob al tău, ca să se împărtășească și el la a doua ta venire de răsplata celor ce au bine plăcut ție. A ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Domnul să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.
chemat la chirotomia și un preot misionar, pe seama copiatului Marghita, în dreptul Bihor, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a chiriatului meu, preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oraniei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor, întrebițați mie spre păstorie. În toată viața mea, mă voi călăuzi după învățăturile Sfinte Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să îndeplinesc în viața și activitatea mea, îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preot să fie fără de vedmană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, aștig, plinitor de argint, bine chibernisind casa lui, având copii ascultători cu toată bună cuvința. Căci dacă nu știe cineva să-și iubiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia credințată mie spre păstorire, păstrând și sporind toate lucrurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare cu mării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzându-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de dragul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi cu Doamne Sfânt și fidel chiriatului meu preasfințitului Părinte Sofronie, episcopul Oraniei și succesorilor săi în scaunul Piratului. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive, atât în timpul slujirii clericale angajat, cât și după pensionare. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturii sine. Așa să mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea pe viață. Poruncește, poruncii spre Sfinții de Sfântări, spre Domnului Dumnezeu, diavolul.
am voie, împreună, să ne rugăm dar de Dumnezeu ca să vină peste harul nostru.
vrednic este. Vrednic este. Dar în sfârșitul peste cei ce s-au gândit,
și al Sfântului. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai dăruit celor 12 ucenici, slujba apostolească și duhovnicească, poruncindu-le lor de a lega și a deslega greșelile oamenilor, însuți și acum pe rogul tău acesta, preotul Ciprian Florin, care s-a ales de către mine, pe plin fiind într-un om, arată-l vrednic de apostoleasca și duhovnicească ta slujire prin a noastră smerenie, de a lega și a deslega greșelile celor nevrednici. Că tu ești Dătătorul bunătăților și ție mării ne înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curumea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră prin har într-un tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohinisește pe tine, preacucernice, preot Ciprian Florin Duhovnic, spre slujba de părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. A căror sfântă pomenire săvârșim,
ale Sfinților drept și Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Să duceți la bun sfârșit lucrările
pe care le-ați preprins la noua catedrală a Sfintei noastre episcopii, pentru ca la anul, într-o bucurie, clerici și credincioși, să sărbătorim împreună centenarul Sfintei noastre episcopii. 100 de ani de la reînființarea episcopiei noastre. Hristos Domnul, pentru rugăciunile Sfântului Sofronie, Patriarhului Ierusalimului, pe care l-ați ales și este titlul Sfinției voastre, să vă dăruiască darul său în viața și rolul la activitatea pe care o desfășurați, să ne păstoriți în continuare anul cu sănătate, într-o bucurie, cu alese bucurii duhovnicești, să vă dea cu Dumnezeu ajutor în slujirea acestea, să ne slujiți în continuare cu timp și fără timp, să slujiți Biserica lui Hristos și tinerii credincioșii poporului. În numele Bisericii Cultura, a credincioșilor, a slujitorilor acestui Sfânt altar, vă rugăm să primiți din partea noastră acest aranjament floral, care este un simbol al dragostei și al prețuirii pe care vă bucurați ori de câte ori veniți în mijlocul nostru. Pe Sfințitele Stăpâne, să ne trăiți într-un mulți și fericiți ani. La mulți ani! De asemenea, și din partea mea, de fiecare dată, e de fiecare. Bun, credincioasă, vă mulțumesc! Pentru tot ceea ce faceți și în special pentru rugăciunile dumneavoastră.
noastră, pentru că acestea sunt cele mai importante, mai importante chiar și decât dorile și decât orice altceva, rugăciunile, rugăciunile la tronul celui prea înalt. Pentru că datori suntem să ne rugăm unii pentru alții și atunci când ne rugăm unii pentru alții și creștem înaintea lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu ne ajută și ne ferește de relele împrejurări care se mai întâmplă să fie aici pe Pământ, pentru că fără ispite nu se poate, cum spune la baterie. Ne ridică ispita și atunci cine poate să se mântuiască. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu de primit pe toate și mergem înainte cu Dumnezeu. Deci vă mulțumesc în special pentru rugăciuni, dar în ultimul rând pentru lor și pentru la mulți ani pe care vi l-ați cântat și același la mulți ani îi doresc și eu tuturor. Și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Și Dumnezeu să primească rugăciunile, să ne ierte păcatele și să ne ajute să ne întâlnim cât mai des în lumina în slava sa. Amin. La mulți ani.